Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Știrea Cea Bună. În această seară, Știrea Cea Bună are multe știri bune, dar unele nu sunt foarte bune. Cu toate acestea, cea mai bună știre este că doamna Mira Niculescu este împreună cu noi. Doamna Niculescu este un bun comunicator. Îi spunem bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație! Mă bucur să vă văd zâmbind! Mulțumesc! Ultima dată când v-am văzut a fost foarte greu pentru dumneavoastră și aveam inima tremurând de vă mărturisesc. Eu nici nu mai găseam atunci. Nu mai găseați. Să spunem, dragilor noștri telespectatori, că erați pe un pat de spital undeva în București și împreună cu un prieten, domnul Nicolae Cârstea, președintele Universului Juridic, am fost până la dumneavoastră și erați într-o situație foarte îngrijorătoare, să spunem cuvinte blânde. Eram între două luni, de fapt. Între două luni. Spuneți-mi, vă rog, nu știam în care ce s-a întâmplat. Cum a debutat toată această criză? Pentru că vorbim despre o criză în această seară. Da. A debutat cumva ca în cărți, într-o dimineață, absolut obișnuită, după micul dejun. Soțul meu trebuia să plece o zi întreagă, avea treabă în afara Bucureștiului. Și trebuia să-i pregătesc niște lucruri și am simțit dintr-o dată, deci pur și simplu mergând prin casă, ne făcând nimic altceva, că nu mai pot, ca o sfârșeală așa, o durere de cap și o stare ca de frisoane. Și am zis, e de la căldură. Era foarte cald, era în iunie, în 2016, în iunie, și deja era foarte, foarte cald. Mie nu-mi place căldura de fel, mie îmi place iarna și bineînțeles că am zis, da, a venit vara, nu mai pot din cauza căldurii. El a plecat și am rămas acasă cu copilul. Câți ani are copilul? Acum are 10 ani, atunci avea aproape 8 ani. Da. Și mi-a fost atât de rău că n-am putut. A trebuit să stau numai în pat, am vărsat extrem de puternic, am chemat salvare. La un moment dat a venit salvare și mi-a spus că e de la căldură. Și pur și simplu, atât. Pur și simplu, e de la căldură, asta este. Nu suportați căldura, vă este rău de la căldură. V-a dat ceva? V-a făcut vreo injecție? V-a făcut vreo da, situație? Da, un antivomitiv. Nu mai știu cum se numește, dar sigur probabil că a fost acela, habar n-am. Nici nu știu exact ce mi-au dat. Și spre seara a venit soțul meu și m-a dus la spital, fiindcă mie mi-era în continuare foarte, foarte rău, unde am stat 6 sau 8 ore, nu mai mi-amintesc exact. M-au pus pe pat în sala aceea de așteptare. Eu deja nu mai puteam să merg, nu mai puteam să stau în picioare, nu mai vedeam foarte bine. 6 sau 8 ore? 6-8 ore, nu mai amintesc exact. Și mi-au pus o perfuzie, le-am zis că mi este foarte, foarte rău și că trebuie să-mi facă ceva și mi-au zis că nu mai pot da altceva, fiindcă deja mi-au dat medicamente antivomitive și am vărsat efectiv pe podeaua lor, fiindcă nu mi-au adus nimic. Foarte, foarte rău. Drumul spre spital a oprit soțul meu, am vărsat pe stradă, a fost îngrozitor. Și foarte jenant că nu e în firea lucrurilor să te oprești să vezi pe stradă. În sfârșit. Și nu știu cui i-a trecut prin cap, hai să o ducem să facă un tomograf. Repejor că se închide cu tomograful, era 1 noaptea. Și am ajuns la tomograf și atunci a fost ultima dată când am atins pământul, fiindcă de acolo m-au luat cu un scaun cu rotile, m-au dus înapoi, tot acolo la urgențe minore. Și i-am auzit discutând, au dispărut toți medicii, au mai rămas doar niște asistente și ziceau, are sânge în cap, chema salvarea, să o trimitem de aici, de la noi. Eu m-am gândit că poate este abuzul domestic, fiecare avea câte un nume. Era un abuz domestic, un domn bătut bine, el era considerat abuz domestic și m-am gândit că poate el are sânge în cap, nici prin cap nu mi-a trecut că mie. Și după vreo oră, timp în care am auzit că tot caută o salvare cu medic, nu cu asistent, cu medic neapărat, să nu moară pe drum. A venit și o salvare, m-a luat. Încă... Nu știam că e vorba de mine. Și a venit o salvare și m-au luat pe mine. Și atunci am înghețat. Deci pur și simplu am simțit așa ca un fior, nu pe șira spinării, ci undeva așa, central. Și zic, eu eram cu sângele în cap. Și m-au dus la spitalul de alături, sunt două spitale alăturate, și mi-au făcut un control sumar și m-au lăsat pe pat, pe un pat de spital. Mi-au zis, nu ai voie să te miști sub nicio formă. Și a venit un medic și m-a văzut peste 4 zile, fiindcă erau niște sărbători, erau niște zile libere atunci. Am prins și weekendul. Cu rusaliile, probabil, nu? Da, exact.
Și după 4 zile abia a venit un medic și m-a văzut și timp de 4 zile am înghețat de frică. Mi-a fost o frică teribilă, fiindcă nu știam ce se întâmplă și de ce nu am voie să mă mișc. Fiindcă deci nimeni urgența și spitalul vestit și așa mai departe, spunem că se întâmplă în București, da, lucrul ăsta, în România, da? Da. A fost atât de bună încât 4 zile după acea maximă urgență în care dumneavoastră vi s-a constatat sânge la nivelul creierului, n-a venit nimeni 4 zile să vă vadă. Nimeni. Tratament v-au dat în aceste 4 zile? Nu, a fost doar o perfuzie de hidratare, atâta tot. Atâta tot. Da, da. După 4 zile a venit un medic. Un medic, cel care s-a ocupat de mine, a fost un medic responsabil, însă ușor depășit de situație, fiindcă o săptămână după aceea a tot spus nu știu ce are. Nu știu ce are pacienta și a cerut investigații suplimentare care au constat în RBN-uri, angiografii, tot felul de alte investigații. Eu habar n-aveam cum se fac, nici n-auzisem în viața mea de așa ceva. Fiindcă nu se lămurea despre ce este vorba, de fapt fusese un atac cerebral. De fapt, eu m-am născut cu o malformație arteriovenoasă. De care n-am știut. De care n-am știut. Și care nu se vede nici la un tomograf obișnuit, fără o investigație specială, nu se vede, nu este un lucru care să iasă în evidență. Și pur și simplu s-a spart o venă. Așa, se putea sparge oricând, adică n-a fost vorba de vreun efort sau de vreo supărare. Deci toată problema era că dumneavoastră aveați chestia asta din naștere. Da, da, da. Nu a ținut de un supărare sau de un stil de viață sau de... Pur și simplu, pac, dintr-o dată... Un fel de mare ghinion. Da, dacă ar fi să ne luăm după președintele nostru. Da. Am înțeles. Și ce s-a mai întâmplat apoi? În spital am stat 10 zile total. În timp în care mi s-au făcut niște investigații cu mare, 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 mare greutate, fiindcă acest doctor care se ocupa de mine le tot solicita, se vedea clar că omul își dă silința să afle despre ce este vorba, însă e atâta birocrație într-un spital cum nu-mi imaginam. Ce înseamnă birocrație? Trebuie să se aprobe de către șeful de secție, apoi de către șeful... Șefului de secție. Șefului de secție și șefului, în sfârșit, până se ajungea la un domn profesor care era un fel de zeu în spitalul respectiv. Nimeni nu sufla, chiar mi se făcea semn și fii atentă că de data asta vine domn profesor. Șt, să nu mai întreb nimic, să nu mai zici nimic. Domn profesor venea în fiecare dimineață și întreba, te mai doare capul? Prima dată m-am văitat, da, mă doare și pe acolo și pe dincolo și așa mai departe. Până într-a 10-a zi îmi trecuse orice durere de cap. Fiindcă el cum venea și mă vedea, te mai doare capul? Nu mă mai doare capul, mi-a trecut, m-a făcut bine, mulțumesc frumos. Fiindcă nu îmi făcea absolut nimic și nici nu aproba intervențiile acelea și chiar de față cu mine a spus nu mai solicitați atâtea investigații, mai bine vă asigurați că avem toate actele în regulă, fiindcă poate să moare și în somn. Și să fim asigurați. Și nu ați auzit de aceste cuvinte. De la marele profesor. Exact. Și am spus, cum se poate să se discute așa ceva de către un cadru medical? Mare profesor. Domn profesor, nu spun de doamnele infirmiere care blestemau, înjurau, foloseau niște cuvinte... Nu pot fi reproduse sub nicio formă, nici verbal, nici înscris. Vocabularul lor era extrem de bogat și pot să vă spun așa popular că nu se repetau. Foarte urât la adresa... Erau creative la capitolul 1. Foarte creative și niște doamne de astfel, tinere, respectabile, nu aveau respect față de cei de lângă ei, nu aveau respect față de pacienții? Meserie. Nu, niciun caz față de pacienți, nu exista respect. Nici față de meseria lor, nici față de ele însele, cred. Iertați-mă, am spus o chestiune la început, o să rog pe dragii noștri privitori să intre cu noi în direct. Am spus așa, dacă vi s-a întâmplat să pățiți ceva urât, sau uite, vă dau voie să spuneți și dacă vi s-a întâmplat să pățiți ceva foarte frumos. Eu o să zic în seara asta și frumos și urât ce mi s-a întâmplat în spitalele din România. În timpul întâlnirii într-un spital sau pe holul unui spital, vă rog să ne povestiți. Și vă rugăm să distribuiți emisiunea noastră pe paginile dumneavoastră, în grupurile dumneavoastră, pentru că e foarte, foarte important să audă toată lumea ce se mai întâmplă prin spitalele din România. Eram operat cu o problemă, cu o rahianestezie, cu injecție în coloana vertebrală și, bineînțeles, mi-au băgat vreo 4-5 litri de perfuzie în mine, iar după ce îți bag atâta apă, ce trebuie să faci? Trebuie să golești vezica până la urmă. Și...
nu m-am dezmorțit, că eu nu prea am medicamente, nu știu ce, și când mi-au făcut aia, 4 ore nici nu am simțit nimic. Și după vreo 4 ore vine o infirmieră cu o rață, cu un dispozitiv unde să-ți golești vezica. Și eu nu puteam, pentru că nici nu simțeam picioarele, n-aveam cum. Până la urmă, cu chiu, cu vai, m-am ridicat în genunchi, mi-am tras picioarele, mi-am ridicat în genunchi, m-am întors cu capul la perete. Mi-am pus capul pe perete și rața în mâini, ca să pot să golez vezica. În momentul în care mă gândeam, a, poate că vine, poate că vine, 5 mililitri, apărea câte o infirmieră, ați făcut? Doamne, zic, vă rog frumos, lăsați-mă în pace, că e o situație sensibilă. Dacă n-ai făcut, îți pun sondă. Doamne, zic, te rog frumos, lasă-mă 2 minute, lasă-mă și pe mine să văd cum mă coordonez aici. Ieșea. Mă mai chinuiam un sfert de oră, 20 de minute. După 20 de minute, chiar aproape era să reușesc. Venea alta. Ați făcut? Deci, mi-am să aminte de chestia asta, când ați povestit acum și nu e nicio glumă. Este dramatic ce se întâmplă. Cum adică să înjure, să vorbesc? Noi stăteam cu ușa deschisă și cu fereastra deschisă. Era foarte calm, nu existau... De fapt, exista aer condiționat, dar n-au găseau telecomanda. Și apropo de această mare realizare, cum o numeam eu, că trebuia să ne realizăm în fiecare zi, fiindcă sunt niște procese fiziologice normale, nici eu nu reușeam să fac lucrul acesta, fiindcă era un dute viru acolo și pacienți, și vizitatori, și medici, și studenți, și așa mai departe. Și să pot reuși lucrul acesta, îmi imaginam că sunt în mijlocul unui mall, cu patul de spital și în mijlocul unui mall. Și închideam ochii și numai așa reușeam. Doamne ferește! Bun. Au trecut deja, din cât am calculat, câte zile? În spital? Da. Până v-au făcut ceva, până la urmă. Da, au trecut vreo 6 zile până mi-au făcut ceva. În cele din urmă mi-au făcut toate aceste, s-au aprobat toate aceste investigații, da. Și s-a constatat că este o malformație și că nu se poate face nimic. Oricum, până atunci am avut interdicția de a mă mișca, nu aveam voie să mă mișc nici dreapta-stânga, nu aveam voie să mă ridic, nu aveam voie să tușesc, nu aveam voie să strănut, nu aveam voie să râd. Totul bun aici, la râs. S-a umplut paharul. M-au prins râzând de câteva ori și mi-au zis să fiu mai cu minte. Oricum, nu era un lucru anormal acolo, fiindcă toți eram considerați săriți de pe fix și așa ne și tratau, ca pe niște săriți de pe fix pe toți. Cum vă tratau că nu ne luau în seamă, își făceau cu ochii între ele, râdeau, uite ce a zis, uite ce a făcut. Și dacă cereai un pahar cu apă, râdeau de noi. Făceau pariuri. Făceau diverse pariuri. Dumneavoastră, cum nu vă mișcați, auzeați tot. Erați... Da, eu eram singura lucidă, am încercat să le explic lucrul ăsta la început, nu m-au crezut. Și apoi am zis că pot zice orice. Prea mult bun simț m-am împiedicat să zic chiar orice. Dar măcar m-au lăsat izolată în lumea mea și nu m-au mai băgat foarte mult în seamă și nici n-am mai fost ținta glumelor lor stupide și nepotrivite. Fiindcă de demnitate nu putea fi vorba acolo, m-am simțit jignită, umilită, din toate punctele de vedere. Se făceau pariuri cu cine mai moare în salon și pe salonul cui moare. Bineînțeles că a existat și o câștigătoare, a murit până la urmă cineva, au fost foarte încântate, doamna respectivă care avea salonul în grijă a fost foarte încântată că a câștigat pariul. Se întâmplau lucruri urâte. Și în momentul în care apăreau doctorii, era o ierarhie. Toată lumea se purta foarte frumos. Când apărea domn profesor, toată lumea se purta și mai frumos. Iar când am mai stat câteva zile, vreo 3-4 zile acolo, timp în care îmi spuneau că nu avem ce să-ți facem, și efectiv am fugit din spital. Am cerut externarea, mi-au dat-o fericit. Pe proprie desemnătură, nu? Da. Și am plecat de sculță și în cămașa de noapte. M-a luat soțul meu. M-a dus acasă, m-a pus pe cuier și mi-a zis, stai aici, a dat drumul la apă în cadă, după 10 zile de stat în spital, nemișcată în pat, m-a luat, m-a băgat în cadă, m-a spălat bine, bine, bine de tot. După care a fost, dușul acela a fost ca o trezire. Ce facem acum? Ce facem încotro o luăm? Dumneavoastră, practic, doar ați supraviețuit. Nu vi s-a întâmplat să nu. Aveți mi-au tratament? Mi-au spus că nu au ce să-mi facă, nu știu ce să-mi facă, nu pot face absolut nimic, pot muri în orice clipă.
fiindcă acea malformație pe care ei au descoperit-o era undeva poziționată între creierul mare și creierul mic și nu se putea interveni chirurgical. Și puteați face mișcări? Puteați... Da, n-am avut nicio problemă atunci. Eu am scris încă din spital, fiindcă a fost una dintre soluțiile mele de a scăpa de frică, o frică teribilă. Mi-a fost o frică teribilă să nu mor. Am crezut că o să mor atunci. Și foarte, foarte mulți cunoscuți și prieteni au sărit în ajutor, au venit cu sfaturi, cu propuneri. Hai să trimitem un mail undeva, hai să căutăm în afara țării. Ne-am dumirit că în România nu se poate face nimic. Am aflat că se poate face o operație de tip embolizare în alte țări și am început să căutăm clinici care să mă accepte. Ce înseamnă embolizare? Embolizare înseamnă că ți intră printr-un vas de sânge, printr-o arteră, la picior a intrat la mine, cu toate echipamentele, cu tot ce au nevoie, inclusiv cu substanțele respective, ajunge până în creier, până în malformația respectivă. La mine au folosit o substanță pentru a închide, practic, malformația respectivă, ca un fel de spaghete foarte, foarte întortocheate, care nu funcționau cum trebuie, și atunci fiecare capăt a trebuit să fie închis, astfel încât malformația să nu mai funcționeze. Ea este în capul meu, dar este practic omorâtă, ucisă. Am aflat în timp că nu era doar una, ci trei erau, lucru care nu s-a descoperit în România. Am găsit o clinică în Germania, care ne-a cerut timp de aproape 2 luni de zile să le dăm imagistică, ce am făcut aici în România. Iar soțul meu a stat pe la porțile spitalului zile întregi să se milogească, să ne dea un amărât de CD sau să ne dea pe un stick sau să ne dea pe un e-mail sau să ne dea oricum, printr-un porumbel călător, să ne dea acele imagini pe care le plătim de 2 ori, de 10 ori, de câte ori este nevoie, numai să ni le dea, să putem să le trimitem în străinătate. Nu a reușit să obțină decât 2-3 imagini și alea cu chiu cu vai, fiindcă nu permite sistemul să scoată extern imagini, există nu știu câte sisteme de securitate și așa mai departe. Nu am putut trimite aproape nimic în Germania. Omul respectiv, la un moment dat, a zis, ok, nu puteți. Mai mult și-a imaginat ce este în capul meu și ne-a acceptat. M-a acceptat să mă duc... Unde ați fost în Germania? În Essen am fost. Essen. În Essen, da. Și... Casa de asigurări românească, ceva? Da. Am beneficiat de formularul acela de sănătate. În contextul în care ați smuls de la spital o semnătură, nu s-a putut, deoarece doctorul care m-a avut în grijă era în concediu în perioada respectivă, printr-un mesaj, după multe, multe telefoane și mesaje, mi-a spus, duceți-vă la doctorița care mă înlocuiește. Am fost acolo, am discutat și cu domnul profesor și cu domnul manager și cu toată lumea și mi-au zis că nu se poate să-mi dea hârtia respectivă. Asta e povestea pe scurt. Multe zile am pierdut acolo, în condițiile în care eu nu mă simțeam foarte bine. Avusesem totuși un atac cerebral. Cumva organismul se slăbește foarte tare după o experiență de genul acesta. Și chiar nu mă simțeam bine. Și a trebuit să mă duc să mă internez într-un alt spital din România, unde să mi se facă iarăși investigații. Și aceea să constate că, într-adevăr, nu se poate face acea intervenție pe nicio cale în România, să-mi dea acele hârtii, să mă duc la... Deci nu poți să crezi. Spitalul din București... Nu mi-a dat. Primul spital... Nu mi-a dat. Nu v-a dat. Nu. Aia care făceau pariu că unii mor la noapte. Da. Și a trebuit dumneavoastră, înainte să plecați în Germania, să vă internați într-un alt spital, tot din București sau din România? Tot din București. Da. Care să se recunoască învins din punct de vedere tehnic și al capacității de a vă rezolva problema, să semneze ei foaia de trimitere ca să beneficiați de asigurarea respectivă în Germania. Da. Și câte zile a stat în nou spital? A durat foarte mult. Doamne, nu mai știu cât. Acolo am stat internat ambulatoriu. Mă ducea dimineața soțul și mă lua seara. Era un pic mai bine psihic. Eram un pic mai bine și nu cred că aș mai fi rezistat să stau internată. Și nici ei n-aveau locuri, oricum n-aveau nevoie de mine. Eu le-am spus intenția de la început, că am nevoie de semnătură, fiindcă știu clar că nu se poate face în România. Și atunci... la spitalul ăsta al doilea au fost puțin mai omenoși sau n-ați stat prea mult pe acolo și nu știți? Sunt și aici tot felul de povești. De exemplu, a fost o intervenție, mi-au luat sânge. Numai când mi-au luat sânge,
am crezut că o să mă îmbolnăvesc de cine știe ce pe acolo, fiindcă erau niște mese cu rugină, efectiv, rugină pe margine. Deci spitalele așa arată, multe dintre ele, cu niște dotări de la 1900 toamna, iar doamna asistentă care mi-a luat sângele avea tampoanele îmbibate în spirit într-o cutiuță de Nivea, pe care probabil că și-a adus-o de acasă. Nu cred că i-a dat-o spitalul în dotare. Uite, noi vă dăm vouă asistentelor niște cutiuțe de Nivea să vă puneți aici steril tampoanele, să aveți grijă de oamenii ăștia. Și de fiecare dată când mă duc să-mi se ia sânge, ce mi-au durechile? Că nu am vene. Nu mi se văd venele. Asta este. În Germania toți mi-au găsit venele, din prima. Aici, nu știu, se întâmplă o dată din 20, poate, să mi le găsească. Fiindcă... Deci vă înțeapă de vreo 20 de ori ca să vă găsească? Nu, nu. Mă înțeapă de vreo 4-5 ori fiecare, dar o asistentă din 20, să zicem, că îmi găsește venele. Altfel, eu întotdeauna dau o mână de ajutor. Mai ales dacă ele sunt cooperante și le spun, puneți aici ca să pot și eu să operez, și le mai ajut și eu cu o mână, ele cu două, reușim să găsim venele până la urmă. Doamne ferește! Și ce ați văzut? Deci, practic, mizerie pe masă, cum v-au da, luat iar, sânge? De exemplu, când mi-au făcut și un control oftalmologic, probabil că facea parte din procedură, și eu întrebam, am nevoie să fiu informată, de-aia mi-a fost și atât de frică, fiindcă nu știam ce se întâmplă. Uneori poate că nici nu are ce să-ți spună un medic, sau uneori nu trebuie să-ți spună, așa este protocolul, dar aici nimeni nu știa ce se întâmplă de fapt. Și întrebam, puneam tot felul de întrebări și la un moment dat mi-a spus, acum trebuie să vă punem un tip de picături în ochi, apoi un alt tip de picături în ochi și apoi să faceți investigația numărul 1 și investigația numărul 2. Dar de fapt, noi nu mai avem picăturile din setul al doilea, așa că vi le punem doar pe primele și nici aparatul numărul 2 nu merge. Deci din toate investigațiile pe care ei trebuiau să mi le facă și nu erau multe la număr, o parte nu erau, altele erau furate, altele erau stricate. Mi-e și milă de oamenii care nu-și mai găsesc puterea din diverse motive să meargă mai departe și să lupte pentru viața lor. Nici o clipă, punctual pentru această problemă medicală a mea, nu am simțit că viața mea ar conta în România. Nu vreau să fac o discriminare. Eu cunosc niște oameni nemaipomeniți ca medici. Nu știu mulți, sunt până în 5. Sunt absolut extraordinari din domenii diferite. Un radiolog, un dentist, un chirurg pe lava piciorului, chiar și un veterinar pot să recomand, extraordinar de bun. Dar sunt atât de puțini oameni ăștia și nevoile noastre, nu zic de la o vârstă încolo, de la orice vârstă, sunt atât de diverse încât, nu știu, eu mă simt pur și simplu rătăcită în sistemul medical din România. Nu știu încotro să o iau. Cum ați ajuns în Germania până la urmă? Cred că soțul meu a dat vreo 70 de mail-uri, cel puțin. Pur și simplu a căutat pe internet sau au fost prieteni sau cunoștințe, oameni cu care doar mă știam și poate că nu mai vorbim în interes de serviciu și cu care poate nu mai vorbisem de un an, doi sau cinci. Și atunci, fiindcă eu scriam, v-am spus că scriam și publicam toate lucrurile astea pe pagina mea de Facebook, fiindcă era un fel de... Terapie. Terapie, da. Exact asta a fost, terapie pentru mine scrisul. Un fel de haz de un mare necaz. și ei ne-au ajutat, nu știu, s-au dat peste 100 de e-mail-uri, din care am primit două răspunsuri. O clinică din Franța și o clinică din Germania, care au zis că sunt interesate de cazul meu și că mă pot primi și cu formularul acesta de sănătate de la noi din țară. Ne-am informat despre ambele clinici. Mi-a fost frică să mă duc în Franța, fiindcă medicul din Franța, deși extraordinar de bun, avusese un caz recent cu o pacientă tot din România, cu o vârstă asemănătoare cu a mea, cu o problemă asemănătoare cu a mea, i-a făcut embolizarea și în momentul în care și-a scos toate instrumentele pe, v-am spus, totul se intervine pe o arteră și traseul e destul de lung, de la picior până în creier, și când se scoată, s-au agățat cumva și nu au mai putut-o salva. Și pacienta a fost pierdută și atunci... M-am speriat foarte tare. Și dar ați auzit așa ceva despre el? Da, da, nu că am auzit, ci știam clar că așa s-a întâmplat. Vă dați seama că omul este extrem de precaut acum și cu siguranță nu o să îi se mai întâmple. Deci aș fi putut să merg liniștită dar la el. Vorba aceea, dar... doctore, o să mă fac bine? Stai liniștit, zice, statistica mea este din 10, 9 scapă. Unul tocmai a murit. Știi? Da. Cam, nu știu, inima, eu sunt... o persoană
destul de impulsivă și care nu-și urmează neapărat mintea, ci sufletul. Inima. Și așa v-a spus inima. Așa mi-a spus inima. Soțul meu e foarte rațional. Și rațiunea lui a spus să mergem în Germania. Inima mea a spus să mergem în Germania și până la urmă ne-am dus în Germania. Unde recunosc că a fost o altă experiență. Nu m-am simțit niciodată o străină, nu m-am simțit niciodată. Ausländer, n-ați fost Ausländer? Nu, în niciun caz. Nu m-am simțit copleșită, nu am simțit că nemții sunt reci, că nu. Nu am simțit deloc că sunt reci. Am râs cu ei, am râs în hohote, ei nu mi-au interzis să râd niciodată. De la doamna care aducea mâncarea și stabilea meniul și dacă nu reușeam să ne înțelegem, fiindcă nici ei nu vorbeau foarte bine engleză, atunci mi-arătau foarte clar. Vrei mu? Vrei cică? Sau ce vrei? Nu, recunosc că eu nu m-am adaptat bucătăriei lor și... Ați trecut peste asta datorită atitudinii și bucuriei. Da, dar ei sunt atât de bine își fac meseria, încât a venit bucătarul șef să mă întrebe ce nu-mi place. Eu, de fapt, aveam o sensibilitate, că nu puteam mânca aproape nimic, nu că găteau ei într-un fel sau altul. Foarte profesioniști oamenii, cu proceduri foarte, foarte clare. Fiecare știe locul și fiecare știe ce are de făcut. Inclusiv pacientul știe ce are de făcut acolo. Acolo am făcut două operații, fiindcă prima operație s-a dovedit a fi mai complicată decât bănuiam. Ei au descoperit niște complicații, niște lucruri care ar fi putut fi tratate în România la început, dacă ar fi existat procedura asta. Și operația ar fi trebuit să dureze o oră și jumătate, dar a durat 7 ore. După 7 ore n-a mai rezistat organismul meu. Erați conștientă? Nu. Nu, a dormit tot. Tot sedat, da. Și după 7 ore ce s-a întâmplat? După 7 ore s-au oprit, deși nu terminaseră ce aveau de făcut. Și au fost complicații și după operație, fiindcă am mai făcut un atac cerebral, ischemic de data asta. Asta înseamnă că niște neuroni s-au dus definitiv și s-au dus neuroni care răspundeau de echilibru. N-am mai putut să merg. Îndemânare, nu mai aveam îndemânarea fină, nu mai puteam să țin foarte multe în mână. Am schimbat cu ocazia asta paharele din casă, niște farfurii, fiindcă ele nu mai ajungeau pe masă de foarte multe ori. Am mers în baston câteva luni de zile, am făcut fizioterapie, până la urmă am recuperat. Acum ați văzut că merg foarte bine, nu mai sunt probleme. Dar n-a fost doar atacul cerebral, al doilea atac cerebral, mi s-a inflamat creierul mic foarte, foarte, foarte tare, mi-a strâmbat trunchiul cerebral, am avut niște dureri de cap cumplite și a fost, nu știu, cât pe ce să am o operație în care să-mi deschidă craniul ca să poată să iasă cerebelul afară, da, și apoi să îl stabilizeze și să intre. Însă, cumva am luptat împreună, chiar am simțit că luptăm împreună și nu n-am mai fost nevoie de intervenția asta, fiindcă am îndurat durerea, cum s-ar spune. Mulțumesc, în perioada asta, de atâtea traume în România, iată că deja în Germania au fost momente foarte grele. Cum v-ați raportat la Dumnezeu? L-ați condamnat? Ați strigat împotriva Lui? De ce vi se întâmplă? Ați pus întrebări? Cum v-ați raportat la situația asta? Nu am strigat la nimeni și nu m-am supărat pe nimeni, pe absolut nimeni. Am luat-o... Niciodată nu mi-am pus întrebarea de ce eu, de ce mie... Nu m-am revoltat împotriva nimănui, am luat-o ca pe o întâmplare din care trebuie să scap. Parcă era un coșmar din care voiam să mă trezesc. Ăsta a fost singurul meu gând, că vreau să scap de acolo și să merg înainte. Și cel mai important lucru au fost băieții mei, soțul și fiul meu, la care eu m-am gândit tot timpul și singurul meu gând a fost nu pot să-i las. Nu am cum să-i las pe lumea asta. Singur. Nu am cum să-i las de acum. Într-un alt registru, cred că fiecare om are o misiune. Are un și rost. Și simțeați că nu v-ați îndeplinit încă misiunea, da. Că mai aveți. Și că rostul meu nu s-a terminat. Iată aici. Că în seara asta am mărturisit despre locul acesta la mii de oameni. Da. Și ne bucurăm că sunteți cu noi. Bun. Mulțumesc. A trecut 7 ore de la operație. Operația da. De 7 ore. Ce s-a întâmplat mai departe? Am stat internată o lună acolo, deși trebuia să stau 5 zile. Foarte mult timp în terapie intensivă. Oamenii foarte aplicați, exact cum se spune despre nemții, caută soluții, ei nu se plâng, ei nu spun poezii,
ei pur și simplu urmează procedura și caută soluții de fiecare dată. A venit inclusiv un infirmier care mi-a așezat pernele într-un anumit fel, în X, în Y, în Z, habar n-am, nu știu cum le așeza, dar de foarte multe ori și în foarte multe feluri, fiindcă nu aveau voie să-mi dea medicamente, doar ca să-mi fie mai bine și să nu mă mai doar atât de tare spatele și capul, fiindcă aveam niște dureri cumplite de cap. Fără înjurături și pariuri. Nu, niciun caz. Și încercau, deși le era foarte greu să vorbească în prezența mea, între ei în engleză. Lucru pe care l-am apreciat foarte tare, fiindcă eu nu știu germană, absolut nimic nu știu în germană, soțul meu, da, știe germană, dar el nu era acolo cu mine. El era, dar nu putea să fie tot timpul lângă mine. Dar oamenii, într-adevăr, profesioniști, foarte, foarte profesioniști, am simțit că viața mea contează acolo. Și nu că n-aș fi luptat pentru ea, că m-am ținut cu dinții de ea. Și chiar mi s-a oferit acest dar. Încă o viață. Simt că eu îmi trăiesc, de fapt, a doua viață. Și chiar mă gândeam uneori așa filozofic cum este să fii și la început și la sfârșit de drum cam în același timp. Fiindcă eram la un sfârșit de drum și un alt început de drum, dincolo de filozofie chiar și fizic, fiindcă nu puteam merge, nu aveam îndemânare, nu vedeam foarte bine, n-am putut să citesc un an de zile. Lucru foarte dureros pentru mine, fiindcă lectura este una din marile mele. Dar scriați. Scria, abia vedeam să scriu. Mi-a luat o oră să scriu câteva rânduri. Aveți un talent deosebit la scris și vreau să citesc o poveste pe care ați scris-o dumneavoastră și dragii noștri să o savureze. Am fost odată ca niciodată. Am fost odată o tipă mișto, cu forme ondulate și kilograme ponderat așezate. Am fost odată fericită. Am fost de mai multe ori. Sunt și acum. Am un copil minunat și un soț predestinat. Am fost odată în bani. I-am câștigat rapid și i-am cheltuit la fel. Am fost odată profesional pe val. Am cunoscut și mi-am cunoscut printr-o groază de oameni de tot felul. Am fost odată blondă și mi-a plăcut mult. Încă îmi stă gândul asta. Am fost odată uimită. Într-un an, pe seara de ziua mea, luna a răsărit plină, roșcovană, imensă, chiar de după blocul din fața ferestrei mele. Doar pentru mine. Doar atunci. Am fost odată speriată de moarte. Chiar am crezut că mor. Dar mi-a trecut. Am fost odată curajoasă, când mi-am asumat părerea, chiar dacă a trebuit să-i înfrunt pe toți ceilalți. Am fost odată îndrăgostită, de fapt de mai multe ori, dar am iubit o singură dată. Am fost odată tristă, când nu am acceptat depărtarea, apoi m-am obișnuit cu dorul. Am fost odată mulțumită că e liniște și armonie în casă. Am fost odată recunoscătoare, că sunt și că-mi sunt cei dragi bine. Am fost odată împlinită, că sunt părinte de copil atât de bun. Am fost odată liniștită, mai ales când înot la 6-7 dimineața, doar eu și marea. Mă gândesc adesea că am fost măcar odată bine pe diverse felii ale vieții mele. Pe unele încă mai sunt, pe altele voi mai fi, altora la trecut vreme. Dar știu că măcar odată am fost bine. Să nu mă trezesc la bătrânețe plină de regrete, de temeri și de neîmpliniri, cărcotașe pe tinerețe, pe entuziasm, pe visuri. Poate că nu mi-am îndeplinit toate visurile, poate nu așa cum am crezut, dar multe îmi sunt bune în viață. Am fost măcar odată pe acolo unde mi-a fost bine. Am fost odată ca niciodată. M-ați terminat. Ce frumos ați recitat. A fost așa ca o poezie. Chiar am fost blondă. Unde ați scris asta? Cred că acasă. De obicei scriu extrem de spontan. Recent, și chiar nu vreau să sune alaudă, m-am înscris într-un concurs, doar fiindcă îl respect foarte mult pe cel care a lansat concursul. Și sunt recunoscătoare. Am scris pe o bancă pe terenul de tenis, unde joacă fiul tenis. Și de cele mai multe ori scriu în metrou sau scriu dimineața când stau de vorbă cu soțul meu la cafea. Sau uneori sar din pat la 12 noaptea. Unde te duci? Mă duc să scriu ceva. Mă întorc peste 10 minute liniștită. Nu știu dacă este un talent. Un adevărat talent este mama mea, într-adevăr. Ea scrie poezii de fiecare dată de zilele noastre de naștere. Ne face să plângem de emoție, fiindcă atât de frumos ne scrie. Ce frumos. Și cu atâta dragoste și cu atâta... Cum au suportat ei părinții? Foarte greu. Și acum le e greu. Bun. Ne-am oprit la momentul Germania, cu medicii care găseau soluții. Până la urmă, ce s-a întâmplat? După o lună m-au trimis acasă să mă refac și m-au chemat după 2 luni înapoi să termine operația. Și după 2 luni m-am dus iarăși în Germania, fiindcă nu terminaseră oamenii operația. Am aflat atunci cu stupoare că, de fapt, am 3 malformații, nu una singură, cum mi-au zis în România.
Dar m-am dus, au rezolvat, în 5 zile de data aceasta m-au expediat acasă. Bineînțeles că a trebuit să mă duc chiar și să fac formularul în România. Bineînțeles că a trebuit să mă mai internez o dată, deși le-am explicat tuturor și medicilor și celor de la casa de asigurări că e aceeași operație, doar că organismul meu n-a rezistat și că ea trebuie încheiată. Și v-ați mai internat o dată? M-am mai internat o dată și am mai făcut dosarul încă o dată, fix pentru același lucru. Cu aceleași vene sparte și cu aceleași... Da, ca și cum ar fi fost prima dată, fiindcă ei nu aveau procedură pentru operație neterminată. Și... Câte zile ați stat în spital în România, iarăși, ca să plecați? N-am mai stat mult, nu știu, vreo 3-4 zile, cred. Nu, n-am mai înțeles. Fost. Nu, nu. N-am mai fost. Și a doua oară? A doua oară m-am dus, m-au operat. De când am ieșit din operație, am simțit că sunt altfel. Încă mai aveam dureri de cap de la precedenta operație și le-am avut mult timp. Le-am avut vreo 6-7 luni de zile. Niște dureri cumplite, cum n-am avut niciodată. Mă durea capul în atâtea feluri că nici nu știam odată că aveam trunchiul cerebral strâmbat odată că malformația aceea murea în mine și își cerea și ea drepturile, vroia să trăiască și atunci aveam niște dureri cumplite de cap și apoi probabil că se sensibilizaseră de la operație. Că știu pe unde și acum știu, simt așa trasee câteodată, mai ales când zbor cu avionul. Simt traseele. Dar am fost bine, chiar am fost, era aproape de Crăciun, era la început de decembrie și după ce am ieșit din spital, eu sunt destul de prevăzătoare așa de felul meu, mă duc o zi înainte, îmi mai las o zi după aceea marjă de siguranță, aveam rezervările la avion, fiindcă a doua oară ne-am dus cu avionul, prima oară n-am avut voie să zbor, mai aveam o zi după ce m-au externat. Și am fost și am vizitat Chiolnu și târgurile de Crăciun de acolo. Și a fost foarte frumos și am fost foarte mândră de mine că am rezistat să fac lucrul acesta după operație. Fiindcă încă mergeam așa foarte legănat, era mersul legănat, dar... Cum sunteți acum? Acum sunt recunoscătoare pentru a doua viață, chiar este a doua viață. Încă învăț lecții, nu cred că am învățat tot ce era de învățat din lecția asta, fiindcă încă pot fi și mai bună, și mai tolerantă, și mai harnică, și mai înțelegătoare față de ceilalți, și cu mai multă putere decât am acum. Cred că încă învăț. Poate că tot din lecția aia și sper că doar din aia, să nu mai am alte lecții pe care să, prin care să trec. Dar sunt optimistă, simt că sunt plină de energie așa și uneori chiar mă trezesc dimineața și am senzația că pot să cucerez lumea, parcă, așa ca în adolescență. Poate că am ajuns la adolescență la a doua mea viață, nu știu. Da, îmi pare rău că în seara asta, nu știu, s-a întâmplat pe Facebook în sensul comentariilor, nu le văd, nu știu ce se întâmplă, văd doar că se uită dragii noștri privitori, dar nu văd ce scriu. Dacă vi s-a întâmplat să pățiți ceva interesant, frumos sau urât, în timpul spitalizării, poate ar fi bine să ne scrieți și sperăm să vedem ce scrieți. Însă vreau să citesc încă ceva ce ați scris săptămâna trecută, mi se pare, că vă urmăresc de mult de atunci, tot vă urmăresc să văd cum evoluează lucrurile și vă mărturisesc că de fiecare dată când vedeam ceva scris, mă rugam ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți bine și să vă bucurați mult. În sânul familiei. Dar ceea ce m-a distrat săptămâna asta, vă citesc și dumneavoastră. Lecția de dezalcoolizare la cabinetul de oftalmologie. Mă culc seara liniștită, fără să beau, să mă enervez, să fiu răcită sau constipată. A doua zi dimineața mă trezesc cu ochiul stâng roșu. Dar roșu, nu glumă. Roșu, tomată coaptă, așa. Rea cu 3 zile înainte de Paști. N-am mai găsit niciun doctor. Nici vreo 4 zile după aceea. Deci asta este foarte tare. Abia vineri am dat de doctorița de familie și azi am avut o programare la oftalmologie. Clinică privată. Mai multe sedii, clădiri civilizate. Mai fusesem la ei. Dar nu la sediu cu oftalmologia. Asta e într-o scară de bloc, într-un apartament cu două camere, într-o cameră e stomatologie, în cealaltă e oftalmologie. Am zis să le dau o șansă, că poate apare înțele înșală. Ajung cu 15 minute mai devreme. Așa ajung eu. Aștept liniștită până la ora programată, apoi încep să mă foiesc. Doctorul iese din când în când și ne alege ca pe bobele de fasole. Intri tu acum. Mă gândesc că poate are o mică întârziere și știe el ce face, dar nu, el, oftalmologul, ne alege pe ochi frumoși. Al meu e roșu, încă, așa că nu-mi pun mai mari speranțe în el.
După o jumătate de oră întreb, nu se respectă programările? Ba da, răspunde asistenta. A trecut o jumătate de oră de la ora la care eram eu programată. Mai am și alte treburi astăzi. Dacă nu se poate respecta ora, spuneți-mi și reprogramăm. Dar intrați, ce vă supăra atâta? Ce vă supărați atâta? V-am zis doar că se respectă programările. Îmi arunca asistenta supărată foc. Intru. Doctorul întreabă. De ce are doamna ochiul roșu? A băut doamna? Domnul era de origine pakistaneză. Nu am băut, nu beau alcool deloc. Hai, doamna, păhărel din când în când. Nu, deloc, niciodată. Pur și simplu, deși m-am străduit, îndelincirea asta nu-mi iese, deloc, niciodată, nici măcar la ocazie. Nu mă simt restantă. Alte vicii îmi ies de minune. Nu mă crede. Atunci, poate că doamna s-a enervat? Nu. A tușit? E răgită, doamna, poate? Nu. E constipată, doamna? Nu. Atunci a băut doamna un păhărel? Nu, v-am spus că nu beau. Un păhărel la ocazie merge, doamna. Nu ne înțelegem. Fiecare o ține pe-a lui. Schimbăm subiectul. Mă pune să citesc 2 litere și o cifră. Doamna vede perfect, strigă entuziasmat. Apoi măsoară tensiunea intraoculară. Foarte bună, strigă în extaz. Acum să dăm o rețetă la doamna. Eu perplexă. Vitamina C. Păi de ce? Face bine, doamna. Și mai face doamna o limonadă și bea. Nu mai bea alcool. Și mi-explică 3 minute din cele 4 state în total în cabinet cum să fac o limonadă. Stoarge doamna lămâie, pune miere buțin și apoi amestecă și bea doamna limonada. Face mai bine. Dau să-i spun că după 2 atacuri cerebrale mi se sparg vasele de sânge la ochi mai des, că am rămas cu o problemă de focalizare, că nu-l interesează. Nu vrea decât să știe că de acum înainte îmi voi face limonada. În pragul ușii, cu o ultimă speranță, întreb. Și de la ce avea ochiul roșu? Poate a băut doamna? Nu. Poate a tușit doamna? Nu. Poate s-a constipat doamna? Nu. Poate s-a enervat doamna? Nu. Dar acum simt cum mă cuprinde enervarea. Poate plec cu 2 ochi roșii de aici. Și ca de rămas bun, îl întreb ca o nesăbuită. Și ce să fac, domnule doctor, pe viitor? Să nu mai bea doamna. Doar limonadă. Doamne ferește, deci cât e real, cât e ficțiune aici. Nu există ficțiune, fiindcă nu am imaginație. Nu? Jur că stau atât de prost la capitolul imaginație, în schimb. Deci, sunteți suprarealistă. Vedeți realitatea și scrieți. Încerc să nu mă supăr mai mult decât este cazul și să o transpun cu niște nuanțe mai vesele. O, ai de capul meu! Este realitate 100%. Doamne ferește! Angelica zice, este îngrozitor ce se întâmplă în sistemul sanitar în România. Am experiență dureroasă, am fost aproape forțată să accept tratamentul cu interferon și pentru că spuneam că nu vreau să urmez tratamentul cu acest tratament, cu acest medicament, s-a spus că am făcut depresie și încercau să mă trateze cu antidepresive. Iată, colegii mei îmi dau niște reacții. Doamna Doina, am avut un accident în care am făcut o entorsă. Nici acum nu sunt bine după ce am mers la 2 medici ortopezi. Am făcut 2 radiografii. Ambii nu mi-au găsit nicio problemă. M-au trimis la fizioterapie și kinetoterapie. O, Doamne, deci aveți o interlocutoare minunată, îmi scrie cineva. Vă mulțumim că ne urmăriți. Acum... Să mai citesc scurt ce a scris ultima dată și să vă întreb dacă este și asta adevărat. Dacă ați zis că nu aveți în imagine, e clar că adevărat. La 1 an de la prima operație în Germania primesc o scrisoare în care mă roagă să le trimit un e-mail sau să îi sun și să le spun cum mă simt. Nu citesc toată asta, da. Pentru că vreau să ne spuneți noastră. Exact, așa a fost? Exact așa a fost. Am scrisoarea acasă, în germană, am dat-o la tradus. Am lucrat cu un cabinet de traduceri care mi-au tradus majoritatea documentelor din Germania. Un cabinet autorizat. Și exact așa mi-au trimis scrisoarea aceasta în care mă întreabă cum mă simt și îmi trimit gânduri bune și salutări din partea profesorului, că și acela, paradoxal, era profesor. Este cunoscut la nivel internațional, într-adevăr. În Europa este cel mai bun, că noi suntem fascinați de criterii, topuri și așa mai departe. Omul, într-adevăr, este o personalitate copleșitoare. A stat de vorbă cu mine o oră înainte să-mi fac operația. O oră cu mine înainte. La sfârșit a stat iarăși de vorbă cu noi și cu mine și cu soțul meu. La a doua operație a fost la fel. În România nimeni n-a stat de vorbă cu mine, nici măcar în ora de vizită. Știu că sună acuzator, dar chiar e praf sistemul medical din România. Sunt câțiva oameni deosebiți aici. Dar am senzația că se pierd în atâta mizerie cât există. Sunt niște medici deosebiți. Ce trebuie făcut? Se poate face ceva?
Nu cred că există o rețetă simplă. Cred că, cum se spune, știți că toate lucrurile bune se demonetizează. Cuvintele frumoase, ca te iubesc, toată lumea le folosește și pe față și pe dos, pe peste tot. Așa și cu părerile astea. Parcă s-au demonetizat toate, dar cred că fiecare ar trebui în dreptul lui să înceapă să facă ceva. De la lucrurile chiar simple, simple, de la nearuncatul acelei hârtii pe jos. Este extrem de important. Câtă lume, așa zis, civilizată, cultă, învățată, umblată, am văzut că, nu știu, nu are niște minime noțiuni de bun simț. Ieri, în metrou, față în față, o doamnă, care este persoană publică, dar nu o să-i spun numele, în fustă, sacou, părul strâns, liniștit, stătea frumos în metro. În fața ei, o domnișoară, stătea așa ca la bunica ei în verandă, cu picioarele întinse în față, mestecând gumă ostentativ cu căștile în urechi și căutându-și prin diverse orificii de pe față. O domnișoară, dita mai domnișoara. Și vedem că suntem încă în țara asta, la vârste mici, și nu știm ce să facem, nu știm să dăm bună ziua, nu știm să ne spălăm pe mâini, nu știm că nu trebuie să aruncăm ceva pe jos. Asta ar trebui să facem, să ne vedem de educație. Eu sunt pro-educație. Eu consider că educația înseamnă viitor și înseamnă evoluție până la urmă. Și ce pot să vă spun? Că și educația e praf în România. Da. Eu am niște acțiuni de voluntariat cu părinții, cu copiii, prin școli. Am avut o acțiune de conștientizare a cititului printre părinți. 99,9% dintre părinți nu le citesc copiilor. La nicio vârstă. Nici la o lună, nici la un an, nici la 10 ani. Foarte frumos. Ce faceți acum? V-ați revenit din punct de vedere fizic, din punct de vedere... Da. A fost greu. A fost un an de recuperare în care am recuperat fizic mult, destul de mult. Chiar și medicii din Germania au spus că a fost un miracol că mi-am revenit atât de bine. Și dacă aș fi rămas chială, fiindcă mi-a căzut și părul, am avut acum 2 ani de zile, aveam părul foarte, foarte scurt, chiar dacă rămâneam chială, mă gândeam câte peruci o să am eu, de toate culorile, chiar dacă aș fi mers în baston, nu era o problemă. În mega-imajul de lângă mine sunt foarte mulți pensionari drăguți cu care m-am conversat în perioada în care eram în baston. N-ar fi fost o problemă, tot aș fi mers înainte. Dar, Doamne ajută, mi-am revenit. Acum lucrez, am reînceput să lucrez, am niște colaborări pe partea de comunicare. Din păcate nu mi-am găsit în București ceva și am niște colaborări la Cluj, cu niște oameni minunați. Fac naveta la Cluj, o dată pe lună. Foarte frumos. Mă bucur foarte mult. Și cam atât. Încerc să mă bucur, scriu și pictez. Da, trebuie să dăm repede ultimele imagini din emisiunea noastră. Vor fi picturi pe piatră cu Mira Niculescu. Ia să vedem ceva pietre, foarte frumos. Pietre pe care le culegem eu și fiul meu. Extraordinar artă. Eu n-am văzut până în seara asta așa ceva. Poate că nu sunt eu foarte umblat, dar n-am văzut. Mi se pare superb. Le facem și le dăruim. Ce frumos. Persoanelor dragi. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta la noi la emisiune. Ne-ați umplut inima de tonus bun în ciuda dramei prin care ați trecut. Sunt foarte multe reacții frumoase, vă felicit și Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumesc tare mai departe și celor dragi. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi doamna Mira Niculescu, așa cum am intitulat emisiunea Un miracol printre dureri. Urmează colegii mei Narcisa Ispas și Alin Ispas cu Pagini de Lumină, rămâneți cu Așa pe TV. Mulțumim grupurilor de Facebook care ne-au primit emisiunea azi și Român de Pretutindeni, Adventist Online, Citește Biblia și România și altele. Sunt Cornel Dărvășan, vă dau întâlnire mâine seară. La revedere!